De viață radiofonică și oameni care au încântat atât de mult, atâtea generații, oameni pe care nu-i vedem în țară, dar care sunt ascultători de radio de o viață întreagă. Chiar suntem, cum să zic eu, fericiții clipei de acum. Și întrunirea familiei este emoționantă și sunt foarte multe semnificații ale dimineții ăsteia, pentru care mulțumesc, sunt ușor nostalgică, dar în același timp foarte fericită.